Vremea capricioasă din ultima perioadă pune bețe în roate agricultorilor. Ploile nu au fost abundente, apa acumulată pe metru pătrat a fost de 20 de litri, astfel că nu există riscul de inundații în sol. Conducerea Direcției Agricole Giurgiu spune că sunt anumite zone din județ unde pot apărea băltiri, dar pe suprafețe mici. Are de suferit campania de însămânțare de primăvară, care întârzie să înceapă, dar și culturile de toamnă, pentru că nu au apucat să fie toate fertilizate. Mai rău este faptul că nu s-au realizat fertilizările la culturile de toamnă din cauza terenului moale. Cei care au apucat să facă lucrul ăsta l-au făcut atunci când era o temperatură de minus 2-3 grade. Dar, iată, temperaturile pozitive au făcut ca aceste lucrări să fie lucrări foarte importante, de altfel, să fie întârziate. Cu toate acestea, agricultorii giurgiuveni ar putea avea parte de recolte bogate anul acesta. Culturile însămânțate în toamna anului trecut s-au dezvoltat bine, iar dacă vremea va ține cu ei, în vară rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor. Avem grâu în jur de 85.420 de hectare într-un stadiu de răsărire și de înfrățire de 95%, ceea ce creează premisele unei producții bune, spre foarte bune. Orzoaica de toamnă 5.075 de hectare și ceva legume specifice de toamnă, în jur de 700 de hectare. Succesul culturii din toamnă depinde acum de vreme. Conducerea Direcției Agricole speră să nu avem fluctuații mari de temperaturi între valorile diurne și nocturne sau alte anomalii care să creeze pagube sau să aducă prejudicii fermierilor.